Eu sunt sigură că și următoarea noastră invitată vine la noi să ne împărtășească mai multe din cum a început primăvara asta, ce își dorește pentru primăvara asta, dar vreau să vorbim un pic și despre cum a fost iarna asta, că mi se pare că s-au întâmplat lucruri importante și în iarna asta. Următoarea noastră invitată este Crista, pe care o salut cu drag. Bună și mă bucur să o revăd. Bună, Crista! Mulțumesc mult pentru această reîntâlnire! Da, și lasă-mă să te complimentez. Eu tot timpul când te văd, tu știi că tot timpul zic că ai o ținută deosebită întotdeauna. Mersi frumos. Te ții de stilul ăsta și îmi place. Da, continuă să se manifeste din interior. Fain. Crista, să ai o primăvară frumoasă. Hai să începem cu asta, că e prima zi mulțumesc, de primăvară. Da, mulțumesc mult și vouă. Vă doresc la fel să fiți cât mai plini de lumină, plini de căldură, de iubire și de tot cel mai frumos ce poate să existe pe acest pământ și în sufletul unui om. Așa să fie. Primăvara e un anotimp care-ți place? Ți se asociază cu ceva anume primăvara? Da, eu cred că este totuși trezirea. 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 Da. Trezirea omului din hibernare, ca ursulică. Deși iernile deja la noi nu mai sunt așa cum erau cândva când eram eu copil, de exemplu. Așa este. Dar oricum, există așa un fel de monotonism, nu știu, deci cumva ești mai liniștit, mai în așteptare de ceva și cred că primăvara te face să fii mai prezent și mai conștient și să observi cum se trezește natura, cum floresc copacii, cum înverzește tot în jur, deci se face așa o... Cred că ceea ce se petrece în natură, de fapt, se petrece și în interiorul unui om, așa un fel de... Este același lucru. Și așa văd eu. Astăzi, 1 martie, este ziua în care noi sărbătorim acest simbol al nostru, mărțișorul, da. Care are și o legendă frumoasă. Și eu nu știam, tu ai ceva mărțișoare? Eu nu am ceva mărțișoare, dar ceea ce am este o chestie pe care am învățat-o de la mama. Mama mea, eu fiind copil, mi-a arătat cum să fac mărțișoarele. Și eu, când era 1 martie sau 8 martie, deci pentru profesori, pentru prieteni și pentru toți cei apropiați, le făceam eu acasă, singurică. Și da, îmi plăcea să fac chestia asta foarte mult și, nu știu, era ceva special. Astăzi... Acordam timpul necesar pentru asta, ca să pot să creez. Și de la câți ani ai început? Câți ani aveai când? Nu știu, eram mică, eram, cred că... Nu țin minte, nu țin minte, dar țin minte, deci chiar este ceva foarte... Și ce o să urmeze, de fapt, da. Despre asta vorbesc, chiar datorită acestui reportaj, eu m-am trezit cumva și mi-am reamintit de mine copil, cum eu depunam mărțișoara pe degete și încercam să construiesc din asta un mărțișor. Mărțișor. Hai să vedem imaginile astea, pentru că astăzi colega mea Magdalena a fost... V-ați organizat voi, v-ați întâlnit cafetele în parcul din centrul Chișinăului și ați povestit un pic. Haideți și să vedem, de fapt, materialul și apoi revenim. Este deja primăvară, este 1 martie, avem soare, este o zi superbă, așa că am decis să stăm puțin la povești cu interpreta Crista, să vedem dacă ea obișnuiește să ofere mărțișoare de 1 martie și am provocat-o să ne arate dacă poate face cu propriile sale mâini un mărțișor. Îmi plăcea sărbătoarea asta a mărțișorului, fiindcă îți dădea așa o stare de frumos interior, de primăvară în suflet, de oameni luminoși, de oameni zâmbitori. Și eu țin minte că după ce trece sărbătoarea mărțișor, adică tot martie, după ce noi purtăm acest mărțișor, să-l pun într-un pom, nu știu, fructifer, fie orice pom. Deci pentru mine asta era ceva... aparte, nu știu, așa simțeam eu că dacă o să pun acest mărțișor în copac, copacul, dacă îl cumiere, o să fac piere, știi? Se întâmplă ominoine. Da, deci era, nu știu, tot puneam pe mărțișorul acela, atunci atât așa un spirit am eu. Și eu voiam să specific, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, de ce? Da, să nu creadă cineva că Crista doar înnoadă așa puținață pe degete. Ieri am făcut una acasă, să-mi reamintesc cum a fost atunci când eram copil și cum l-am făcut. Și să știi că ți-a ieșit foarte bine. Și deci ăsta este procesul. Cred că eu când eram copil depunam pe o hârtiuță, dar acum... Am zis să nu mai ocup loc și cu hârtiuța. Ne adaptăm conform condițiilor. Asta
Depun niște ață pe degete. Așa. După care o să unesc ața roșie cu ața albă și o să rotesc un pic ca să-i dau, să-i fac chestia. Da. Și aici deja procesul este foarte simplu. Între timp, Crista ne-a arătat cum realizează mărțișorul, iar eu i-am dat o mână de ajutor. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru posibilitatea asta de a arăta această maestrie din copilărie. Da. N-am uitat și am înțeles că odată ce înveți ceva, rămâne în memoria corpului și în memoria creierului. Da. Chiar dacă nu o practici în fiecare zi. Uite că mărțișorul din imagine a călătorit și a ajuns până în studio. Mulțumesc tare mult, Crista, mersi. Să-l porți cu mare drag și să-l pui într-un pom, fiecare care vrei tu. Și dacă cresc alt fel de flori sau alt fel de fructe, înseamnă că este minune. Da, e așa de finuț, finuț și drăgălaș. Mulțumesc tare mult. Astăzi, bine, în prezent, îți mai faci timp să mai meșterești mărțișoare și dacă mă interesează dacă faci și altceva, cerceiuș sau brățărele sau altceva? Nu. Deci doar mărțișoare. Eu mi-am făcut, nu, să sunt așa un pic, cred că mai mult mi-am reamintit de copilărie? Da, de copilărie, fiindcă asta o făceam atunci și ziceam că puneam pe crenguțe de mărțișoare, îi numeam noi atunci. Da. Și da, le găsam în... Da, așa se numeau, nu? Da, i-am primit confirmare de la colegi, da, mărțișori. Nu țin minte exact, dar mă rog, așa se numeau și țin minte că le puneam în vârful acestei crenguțe, luam așa ca un micuț ca copăcei și puneam în vârf și făceam cadouri colegilor de clasă sau cred că mai mult profesorilor a fost, de fapt, că ăsta a fost un prezent din partea mea. Cineva își permitea să le cumpere, eu să le facem acasă. Foarte frumos. Dar mai ai și alte... Acum, iată, la vârsta asta, ai niște pasiuni, ceva care te... Ce faci atunci când vrei să te liniștești? Știi când vrei? Dorm. Răspuns logic. Nu. Mie îmi place să pictez. Eu pictez. Așa, să n-am mărit. Eu pictez. Da, eu desenez mandale, ele se numesc. Nu știu ce înseamnă, sincer. Sunt un fel de... Așa, un fel de forme diferite, cu culori mai multe, știi? Okay. Ele sunt, nici nu știu cum să le explic. Da, asta pot să spun, dar în genere pot să iau pur și simplu o coală, o foaie și spun să iau acuarela și să mă așez și să-i permit copilul meu interior să fac ce vrea pe foaia aceea. Adică nu există nicio restricție. Nu mă judec, nu am direcții, nu gândesc ce trebuie să fac. Deci eliberez pur și simplu energia asta care trebuie să curgă prin forma creației anume să fie. Și muzica rămâne și rămâne o relaxare, o liniștire sau uneori muzica este zbucium? Că noi am mai vorbit despre procesul tău de creație și despre muzică și ce înseamnă asta. Muzica totuși, eu dacă câțiva ani în urmă eram... ce mă întrebai dacă mai făceam ceva. Eu am lucrat foarte mult timp în domeniul decorului. Și după asta am decis că totuși mă bagă muzică definitiv, fiindcă cred că atunci când depui 100% în total de tot ce poți tu să faci, atunci o să iasă ceva din asta. Și eu am zis atunci că mă dedic total muzicii și nu mai trișesc, mai fac asta, mai fac asta. Se mai întâmplă uneori să mai fac paralel și câte un decor, dar asta este mai răruț. Deci ceea ce a fost de bază undeva s-a transformat în hobby, și, dar există și venit și din asta, mai rar de fapt, dar există și muzica totuși este pe plan profesional, este profesia de fapt, pot să o numesc așa. Și nu uit să primesc plăcere de la ea, nu uit să înțeleg că este o cale frumoasă și să mă dedic total și atunci înțeleg că doar dedicându-te tu poți să împarți cu oamenii ceva frumos. Și Crista, corectează-mă dacă eu greșesc, dar ai avut o perioadă în care ai fost plecată... În lume? Da, în lume, dar chiar în lume de părtișor. Asta a fost exact în perioada aia când eu mi-am spus că dacă nu o să încerc să fac muzică, probabil că o să ajung la o vârstă în viață când o să-mi pară rău. Și atunci am început să fac niște schimbări în viața mea
Și atunci a apărut plecarea asta care a fost în China. Am fost 7 luni de zile unde am cântat, unde am depășit niște bariere lăuntrice pe care existau. Existau. Da. Și le-ai depășit așa. În China. Da. Frumos. Da, le-am depășit în China. Acolo nu mă știe nimeni. Da. Nu că făceam ceva ieșit din comun, dar oricum aveam eu niște restricții în creierul meu pe care doar în felul cu muncă și iar cu muncă poți să le depășești. Ai fi rămas în China? Sau nu. Nu. De ce să rămân acolo? Nu știu, a fost interesant. Este anume fundamentul bun, bine clădit pentru a cei ce sunt acum, de fapt, că faci parte din baza mea. Dar nu aș fi rămas acolo, că e altă cultură, că e altceva, că eu știu ce vreau să fac, știu ce vreau să mă împart, deci nu știu dacă oamenii o să mă asculte acolo în așa fel. Bine că ai revenit! Bine că ai revenit la Chișinău și noi am ales un videoclip pe care am zis că ar fi chiar indicat și se leagă tare bine cu 1 martie și cu început și cu verde și cu natură și cu, verde cu frumos. Da. Dar nu o să fie piesa de la Eurovision. Am înțeles, ales da, okay. Balada Vântului. Că de la Eurovision este de vară, plină da, vară. Da, da. Te-am lăsăm pentru vară. Okay. Cristian, mulțumesc mult pentru că ai trecut pe la noi. Mulțumim pentru mărțișor și îți doresc să ai o primăvară liniștită și în care să, nu știu, să faci tot ceea ce îți dorești. Așa. Și acum hai să urmărim videoclipul pentru piesa asta, Balada Vântului. Este care... prima. Da, ai vrut să spui că este prima piesă din album? Nu, am vrut să spun că este și e așa, este, cum să zic, e călduță, e poate ușor melancolic, o percep eu pe alocuri, dar e și ritmată, are așa, are multă viață în ea. Uite. Mulțumim. Hai să ascultăm piesa și să vedem videoclipul. Da-d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 a
dai.